Foarte. Candidata socialdemocrată la primăria Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că va relua și extinde chiar programul de susținere a cuplurilor infertile din capitală, început în mandatul anterior. Programul a fost apoi extins la nivel național. Au fost finanțate peste 10.000 de proceduri FIV. S-au născut aproape 1.000 de copii în București și în țară în ambele programe. Folosind fondurile europene puse la dispoziție României, putem să ajutăm și alte cupluri infertile să-și îndeplinească visul, acela de a deveni părinți. Am stabilit de comun acord ca suma decontată să fie de 3.000 de euro la acel moment și am pornit la drum. Proiectul s-a încheiat la finalul anului 2020, din păcate, când am plecat de la primărie. Nu a mai fost finanțat. În total, prin cele două proiecte, de la primărie și de la minister, s-au născut mai mult de 1.000 de copii în București și în țară, iar peste 2.200 de sarcini sunt în evoluție. În calitate de primar, voi decide categoric reluarea acestui program pentru susținerea natalității în București.